Ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! De astăzi începem să facem prăjituri pentru Crăciun. Deci, eu o să încep să vă arăt rețetele de prăjituri vechi, de Crăciun, care voi puteți să vă pregătiți, să luați un creion și o foaie, să le notați, cine dorește, că astăzi o să facem o rețetă specială, foarte veche, se numește jebro. E o prăjitură ungurească care fac mai mult în partea aia ungurilor și asta e numele, jebro, pe românește are un nume mai aparte, să zicem multe feluri, nu știu exact cum, eu așa o știu, așa vă spun. Acum, cine cunoaște, nu știu, cine a făcut, poate știe, dar e o rețetă specială, veche și foarte delicioasă. Haideți să vă prezint ingredientele. Dragii mei, rețeta, eu le-am cântărit și vă spun, luați o foaie și un creion și notați. Eu vă spun gramajele și voi, dacă vreți, o notați. Deci avem nevoie de următoarele ingrediente. Deci aici, la făină, avem 550 de grame de făină. Avem 100 de grame de zahăr. Normal, la o rețetă normală, trebuie 150. Eu am pus 100, că știți că eu mănc mai nedulce. O să avem nevoie de 150 de mililitri de lapte, un praf de sare, esență de vanilie. O să avem nevoie de untură. Eu fac untură de porc. Are 250 de grame. Voi, dacă vreți, folosiți unt. Eu folosesc untură, că așa vreau eu. Avem nevoie de 3 ouă, dintre care o să folosesc 2 gălbenușuri și un ou întreg. Și, bineînțeles, nu trebuie să lipsească coaja de lămâie și drojdia. Eu folosesc drojdie proaspătă, unde, dragii mei, eu am aici 30 de grame de drojdie. 30. Și am un borcan de gem, care e de la mine, un borcan mare, că eu așa am. Ne trebuie 600 de grame de gem și 300 de grame de nucă. Acum, eu am mai mult gem acolo, nu o să folosesc tot, voi puneți 600. Și nuca 300 de grame vă trebuie, care trebuie prăjit și măcinat. Noi luăm drojdia și băgăm în lapte, care laptele nu e caldă, e așa amorțit, vedeți? Am băgat laptele în drojdie și vreau să o dizolv un pic. Era, trebuia sfărmat în ceva mai mare. Am topit, am băgat drojdia în lapte să stea aici și acum amestecăm ouăle, untura, zahăr. Deci o să vedeți. Acum facem aluatul, unde o să am nevoie, v-am spus, de 2 gălbenușuri. Și acum restul, 2 le separăm, le punem numai gălbenușul. Deci numai gălbenușul, fără albuș. Vă salut și eu. Deci am pus un ou întreg și 2 gălbenușuri. Uitați aici. Pune zahărul, v-am spus, trebuie 150 de grame, dar eu am pus 100 că eu vreau să fie mai nedulce. Și amestecăm, uitați-vă aici, ou cu zahărul. Foarte bine. Punem un praf de sare. Deci am pus un praf de sare. Punem și coaja de la lămâie. Tot aici, așa, punem și untura. Deci am frecat zahărul
cu ou să se topească coaja de lămâie și punem un pic de esență de vanilie, care le avem aici ascuns în ea. Nu pot să o desfac. Punem un pic de vanilie pentru aromă, coajă de lămâie, sare, ou și zahăr, care vine aici amestecat și lăsăm să se topească. Până atunci, până se topește zahărul, lăsăm deoparte, punem untura în făină. Uitați, toată untura asta o punem în făină. Aici. Aici avem 250 de grame de untură, care tot e lipită de vas. Și acum amestecăm făina cu untură. O să pun mâna și frec cu mâna, numai am amestecat așa, că am avut lingura în ea, ca să se iei după ea. Uitați așa. Și acum încercăm să sfărmăm așa, să se pătrundă untura în făină. Uitați, o facem așa nisipos, să iei legătura făina cu untura. Amestecăm foarte, foarte bine și după aia facem o groapă în mijloc și adăugăm gălbenușul cu zahărul care este acolo frecat ca să se topească zahărul. De-aia le-am frecat separat, că aia trebuie să se topească zahărul. Și după ce vedem că s-o amestecat foarte bine, vedeți că din jos, uitați așa, trebuie bine, bine amestecat. Acum, uitați, aici facem o groapă, așa, luăm asta și punem de aici. Punem zahărul cu gălbenușul, tot. Și punem laptele cu drojdia. Și acum amestecăm. Și acum facem un aluat potrivit, dragii mei. Un aluat să nu fie nici foarte zvârtos, mai mult moale decât, și nu trebuie foarte, foarte, foarte mult frământat, numai ca să se leagă aluatul, atâta. Deci am pus tot laptele cu drojdie. O să spuneți iarăși că mama nu folosește robotul, dar n-avem ce să-i facem, e obișnuință. L-a cumpărat să-l țină bibelou. Da, uite, am uitat să o pun în robot, vezi? Da, acum mama n-ai spus. Acum ce să facem? Uitați cum se leagă aluatul, vedeți? Deja, și nu frământăm foarte mult, v-am spus. Atât să se lege, să se adună, uitați, adunăm de lateral, de jos și când aluatul e legat, ne oprim, gata. Nu mai frământăm, că nu e aluat care trebuie să fie foarte mult frământat. Deci aluatul ăsta trebuie să stea un pic. Jumătate de oră o punem în frigider, și după aia o scoatem, o împărțim în patru și le întindem foi. Deci asta e tot. Uitați cum fain s-o legat. Aici jos mai avem un pic, nu mult. Asta să iau și ăsta de jos. Să ridic eu cu mâna. Uitați, vedeți cum s-o luat. Mai am un pic de aluat aici, că e de sticlă asta și să ia mai greu ca aia de nylon. Mai bine făceam în bolul ăla de nylon.
Gata, atât ai tot. Și acum așa cum e, ca să vedeți cum e aluatul, uitați, așa trebuie să fie aluatul, vedeți? Mai moale, deci ăsta e aluatul potrivit, care v-am spus nu se frământă mult. O facem așa, o punem în blid și o punem în frigider și lăsăm jumătate de oră, acoperim cu o folie și lăsăm jumătate de oră. După jumătate de oră o să revenim și o să le întindem foile. Ei, cum v-am spus, avem aici 300 de grame de nucă și ne trebuie 600 de grame de gem, de orice fel de gem. Eu pun gem de prune, că aia am vrut. Acum o să mă pun să prăjesc nuca paragaz. O trag la tigaie, o prăjesc un pic și o dau prin mașină să se macină, că nu-i măcinată întreg. Macin nuca și o prăjesc. Gemul o să le desfac, să vă arăt. Dragii mei, acum vă arăt umplutura. Deci ăsta e gemul de prune. Am desfăcut borcanul greu, dar am desfăcut. Uitați așa arată, e făcut de mine. Deci ăsta e gem de prune făcut de mine. O să folosim asta. Aici v-am mai spus și vă repet încă o dată. Avem nucă 300 de grame, care o să prăjesc în tigaie și o să vină măcinat și amestecat cu zahăr, cu un pic de aromă. O să vedeți. Și cu gemul. Deci asta o să folosim la umplutură. Până aluatul stă la frigider, că trebuie să stea jumătate de oră, până atunci eu pregătesc nuca. Dragii mei, uitați aici, am prăjit nuca, am măcinat-o, dar am măcinat-o cu aia de cafea, că eu n-am mașină, v-am mai povestit că eu am dat mașina mea la o vecină și n-am mai văzut-o și n-am mașină. Cioperul meu ăla cu ce roboțelul sors. Meu nu mai mere, s-a stricat, îmi pare foarte rău, exact acum când aveam cea mai mare nevoie de ea, o lăsat. Așa că îmi pare foarte, foarte rău că n-am cu ce. Atât am chinuit, am trebuit să macin cu aia de cafea și cu și de asta nu am filmat zahăr, și nu v-am arătat. Și m-am chinuit mult ca pe asta o măcinat, credeți-mă, foarte greu m-am descurcat, dar m-am descurcat. Uitați-vă aici că vreau să vă arăt. Ha, este și nucă întreg în ea, vedeți? Uitați. Ha. Așa arată, ce să fac, n-am ce să fac. Acum am spălat lămâia foarte bine. Acum rad un pic de coajă de lămâie în ea. Uitați așa. O rad aici direct, că oricum vine amestecat, n-are rost să mai pun separat, că doar să vede că pun un pic de coajă. Pun pentru aromă, că îi dă o aromă aparte. Și pun și un pic de vanilie, să aibă un gust foarte, foarte, foarte bun și delicios. Uitați așa, ăsta o să spăl. Deci aici vedeți că am pus și coajă, o să punem și un pic am... esență de vanilie din asta de la Dr. Oetker, așa, punem câteva picături, că e foarte tare, am pus suficiență miroasă. Și acum, bineînțeles, pot să amestec și cu asta. Am aici, că v-am arătat gemul, cum arată, ați văzut, uitați ce culoare frumoasă are, e de la mine. Și acum, dragii mei, uitați așa, amestecăm foarte bine, așa, încet să nu iasă afară. Așa, să combină aromele, coaja, nuca, zahărul și esența de vanilie. Deci avem amestecul aici făcut. Zahăr puneți după gust. Da, zahăr exact, aia am vrut să vă spun și eu, că știți că eu nu mânc așa dulce, eu am pus mai puțin. Dumneavoastră folosiți după gust, normal la 300 de grame de zahăr, așa se pune. De nucă, mami, nu 300 de grame de nucă, se pune... o jumate, 150 de grame de zahăr, ca să fie dulce, să fie... Na, dar acum cine nu poate să mânce așa dulce și nu i-o place, puneți mai puțin, după gust. Că nu se întâmplă nimic dacă puneți un pic mai puțin. Deci asta după preferință, înțelegeți? Și uitați, acum eu am pregătit aici tot, i-am amestecat foarte bine, deci nuca e pregătit, gemul e pregătit, acum o să fac loc și pregătesc tava unde fac foile, că facem 4 foi, unde și o să le întindem. 4 foi facem.
Dragii mei, am scos aluatul, uitați așa arată, o stă jumătate de oră la frigider. Acum o tăiem în patru, am scos aici, trebuie împărțit în patru, uitați așa, am luat cuțitul și vreau să o împart în patru. Acum nu-i musai să o cântăriți, așa cam după ochi, uitați așa. Priviți cât de bine arată aluatul înăuntru. Deci o împărțim în patru, punem mai încolo să avem. Dragii mei, vreau să pun mai încolo și acum eu întind pe o foaie de copt. Am pregătit tepsia, am împărțit-o în patru și acum vreau să întind foaia încet. Că acum nu poți să lucri cu ea cum vrei. Trebuie răbdare, trebuie mult migăleală, care știți foarte bine că eu nu prea am așa mult răbdare pentru așa ceva. Deci eu am luat foaia asta, am făcut thumbsend, să știu până unde trebuie întins. Să o fac cât de cât după tepsie. Știți că nu se întinde ușor. Eu cred că e cam cât tepsia. Uitați-vă aici. Haideți să vă arăt. Vedeți, eu am pregătit aici o tepsie cu foaie de copt mai mare ca să nu curgă din ea. Și acum, uitați, așa o să punem. Luăm plăcinta cu foaie de copt și, uitați, o punem așa și o să aranjez eu cu mâna. Vedeți? Întins-o prima foaie, vedeți? Prima foaie întinsă un pic așa mai pe margină ca să nu iasă gemul. Și bineînțeles, începem să punem în straturi. Haideți să vă arăt. Uitați ce gem fain am și să vedeți ce culoare frumoasă și ce bună e gemul ăsta de casă făcut de mine. Atât, atâta. Nu punem mai mult, că trebuie să punem de 3 ori. Uitați-vă aici ce culoare! Se vede, dragii mei, că e gem de casă făcut de mine, nu din cumpărate. Deci chiar e gem bun. Eu tot timpul mă laud cu ce fac eu, că fata zice că mă laud. Nu mă laud, dar știți cum e, adevărul că ce faci tu e bun. Ce cumperi, na, aia nu mai garantez pentru ea. Na, uitați-vă aici ce frumos le-am întins peste tot, uniform, cât de cât. Eu zic că e uniform, mai este Maria unde nu-i întins. Aici. Da. Și acum, dragii mei, nuca, stai să facem așa. Deci să o împărțim în 3. Așa și așa. E bine? Egal, mami? Nu, mami, nu e egal. Atunci o împărțim în patru și din una luăm la fiecare, nu? Sau cum să o fac? Să eu zic să pui după ochi, cum faci de obicei. Da? Lumea pune câtă nucă vrea. Alții vor mai mult, alții mai puțin. Știți cum îi trebuie în trei împărțit și atunci mie mi-e greu să ăsta dacă... Na, hai, să facem așa. Aici știți că e nucă amestecat cu zahăr, cu coajă de lămâie și cu vanilie. Deci e foarte bună. Atât. Și ăsta am două. Haidea să întindem. Să ajungă peste tot, știți? Uitați așa. Să fie peste tot. Uite ce fain am putut să le întind. Am zis că nu mă ajunge, dar... Vai, ce fain miroasă! Și-a bate, mami, mai tare. Și, dragii mei, ați văzut gemul nuca. Acum punem tepsia mai încolo, întindem foaia și procedăm la fel.
Trebuie întins până întindem toate patru foile și vine una peste alta, una peste alta și unsă. Tot așa vine. Deci întindem cea de-a doua foaie. Deci am luat aluatul, dragii mei, și vreau să încerc. Acum știți cum e, că nu o să-ți iasă la fix. Eu încerc să o fac. Dar puteți egal. Tăia marginile dacă vreți ca să arate da, bine, dar mami după aceea. E la fix, știi? Și atunci o fi aluatul subțire. Da, se poate să o întindeți mai bine, dar atunci o să vină foarte subțire, dragii mei. Nu, mami, eu spun când e gata prăjitura, tai marginile. Ah, da. Și atunci nu mai contează că e întins drept sau nu. Întindem așa frumos. Cât e tepsia? De, uitați, le-am întins, am făcut așa un pic marginile. Acum și punem peste, tot așa. Ați văzut cum am pus prima dată, iau așa cu totul, cu foaie cu tot și încerc să pun așa peste, vedeți? Așa. E mai mare, că eu am lăsat-o mai mare și vreau să o trag până în capăt, așa. Și aici ridic foaia, uitați ce fain să pune. Și acum o să fie, nu până în capăt, dar o să completez o parte, uitați, partea aia o să completez. Aluatul ăsta este unul lipicios, deci se pot. Uitați-vă aici. Lipi. Bine, aici au ieșit mai scurt, dar ca să vă arăt ceva. Vedeți, eu am tăiat marginile, dar acum am lăsat și o parte ca să pot să o completez. O vedeți? Uitați-vă aici. La fix. Na, ce ziceți, dragii mei? Mai acum musai să facem să fie bine, înțelegeți? Și gemul, întrebă Maria prima. Dar cum ajunge gemul acolo? Eu l-am pus. Tu l-ai pus. Eu caut după gem. Și procedem la fel. Uite. Punem așa gros. Dacă mai trebuie, pune. Dar poți să pui, că ai gem destul. Păi am gem, dar n-aș vrea să fie foarte mult gem, mami, că dacă curge, știi? Nu-i trebuie așa mult gem. E suficient. Uite aici, vezi? Uite. Să vie până la margine. Și acum punem nuca. De unde ai auzit de prăjitura asta, mamă? Hei, da, uitați, vedeți că atât am zis de amețită și de concentrată aici să iasă asta bine. Prăjitura asta e o prăjitură, cum v-am spus la început, e o prăjitură foarte veche, foarte veche și cum v-am spus. Acum să nu vă supărați cine nu sunteți unguroaică și sunteți româncă, că spun așa, dar eu vă spun adevărul, nu spun că eu sunt unguroaică, nu miți. Nu de aia vă spun, dar adevărul ăsta e. Asta e o rețetă exact de la unguri. Cum v-am spus, e o rețetă foarte veche. Asta se face de sute de ani și mai ales de sărbători, că acum când eram noi la țară, gândiți-vă că nu se făcea în fiecare duminică. Se făcea de Paști, de Crăciun, de așa, când era o sărbătoare. Dar e o prăcintă foarte renumită, foarte iubită și foarte gustoasă. Și în primul rând e cu saț. E foarte cusat. Mai avem două foi de întins și de lucru cu ea, vedeți? Așa că, uitați, încerc tot așa să dau o formă și să întindem.
Noi numim prăjitură, mama numește această prăjitură Gerbo, dar în română știu că se numește Greta Garbo, ceva de genul, deci... Eu n-am știut de numele ăsta, vă spun sincer, deci eu chiar n-am știut. Oricum, nu numele contează, contează că exact. E o rețetă bună, veche, gustoasă. Sper și... să vă placă, sper că v-ați notat rețeta, anume că normal asta eu vreau să o fac de Crăciun și ăsta de anul nou, eventual Crăciun sau anul nou, dar am făcut-o anume pentru voi, ca să aveți rețeta, să știți dacă, s-o adică puteți să vedeți face dacă, de sărbători, dacă da, vă place, să vedeți ce vă trebuie la ea, înțelegeți? Și să cumpărați ingredientele necesare să vă pregătiți. De aceea noi o să facem toate prăjiturile mai devreme, anume pentru canalul Mamei de YouTube, ca voi, abonații noștri și nu numai, să aveți deja rețetele și să le puteți face de sărbători. Că dacă le facem atunci, cu o săptămână înainte, na, poate e prea din scurt, așa că am început cu o lună înainte. Bineînțeles că nu o să facem în fiecare zi, dar o să încercăm... Măcar o dată, de două ori pe săptămână, să venim cu rețete de prăjituri vechi, delicioase, prăjituri de casă, simple și gustoase. Deci am pus, dragii mei, a treia foaie. Acum, uitați, o luăm. Ați văzut? Ce frumos s-a luat asta. Da, dar e un pic. Am făcut-o mai... Oh. Nu contează. Punem celălalt strat de cremă și apoi urmează ultima foaie. Deci ultimul strat, nu mai vine alt strat, acum vine ultima... deci aluatul numai să vină întins și atât ai tot. Nici nu mai pungem, uitați. Vedeți, v-am spus că trebuie, uitați cât o rămas, de două degete. Exact 600 de grame de gem aveți nevoie la o porție. Că și dacă vreți, nu puteți să puneți mai mult, că dacă puneți foarte mult, curge afară și nu... Trebuie să puneți exact cât trebuie, deci... Le-am întins peste tot. Aici mai trebuie un picuț. Așa. Și acum punem toată nuca. Ați văzut că și nuca exact la fix. Nici mai mult, nici mai puțin. Așa e pusă, ajungă peste tot. Și acum, bineînțeles, împingem nuca peste tot. De să fie acoperit gemul. Nu v-am mai spus și vă repet, miroase foarte, foarte bine a coaja, a lămâie, a vanilie. Deci deja miroase a sărbătoare, dragii mei. Deci prăjitura asta e minune. Deci, e minunată și o să vedeți că arată și foarte bine. Faceți-o, dragii mei, că nu o să vă pare rău dacă o faceți aici. Și acum se vede, e... Întins uniform, am pus gemul, nuca, acum întindem ultima foaie și, bineînțeles, acolo o punem în cuptor. Deci acum e ultima foaie, dragii mei, asta vreau să întind cât se poate de faină, perfectă. O să, bineînțeles, mai tăiem, adăugăm. O facem să fie cât se poate de perfectă, să fie acoperit peste tot. No. Acum să vedem. Ne-a zis să o punem peste. Ei, acum pun ultima foaie. Cea de deasupra. Trebuie să scot hârtia, vedeți? Uita.
și acum aici, da, mai am un pic de aluat. Uitați, vedeți, mai am aluat care le întindem. Deci completăm cu aluat. Și dragii mei, acum bineînțeles aici în colț am completat, că nu sunt o expertă, dragii mei, să le nimeresc. Am pus ultima foaie care le-am întins peste tot. Acum trebuie cu furculița împuns așa, ca să facem așa să iasă aerul. Vedeți? Rota. Deci așa arată. Asta este finalul. Acum o introducem în cuptor la 180 de grade, 40-50 de minute. Trebuie să steie. Și când e gata, o să mai vină peste ea o glazură de ciocolată. Și o introducem la cuptor, bineînțeles. Și mie, uitați, așa s-a făcut plăcinta noastră. Uitați ce fain s-a crescut, s-a prăjit, ce bine arată, e fierbinte. Acum facem glazura. Uitați, aici am pus o ciocolată întreagă, aici am rupt-o. O să pun o picătură, uitați, două linguri de frișcă lichidă, una și mai una, două. Și o pun în micro și o topesc, dragii mei. Și pentru Luciu o să punem și o lingură de unt, o vedeți? Așa. Și acum băgăm în micro unde, o topim și o să punem peste și aici e pensula. Asta e cea mai simplă variantă, da, de a face o glazură și rapidă de ciocolată. Avem glazură făcută. Dragii mei, am topit ciocolata, după cum v-am spus, o ciocolată de 100 de grame cu două linguri de frișcă lichid și o linguriță de unt, ca să aibă lucrul ăla, să nu mai fie așa cum au fost altele, să aibă un pic de luci, de-aia am pus. Și acum, bineînțeles, e caldă, dar o să mai răcim un pic, o punem glazura peste și o să lăsăm până mai încolo, 3-4 ore, ca să se răcească, să se întărească ciocolata și când s-o întări ciocolata, tăiem marginile și vă prezentăm. Deci punem glazura deasupra. Da, să nu curgă. Am luat o pensulă. Să curge așa, pe deasupra. Aici. Dacă dumneavoastră zici să puneți mai multă, puteți să puneți mai multă. Puneți două, nu una, doamnă. Eu pun mai puțin, că... Că și așa e foarte dulce și... Da, pentru noi e foarte suficient. Mult, credeți-ne. Dar dacă doriți să arate mai bine și cu un strat mai gros să de ciocolată, fie, da, se mai poate. Gros ciocolata, puteți să puneți cât doriți. Eu am întins așa cum s-o putea. Să fac Maria peste tot. Așa. Cam așa am glazurat-o eu. Dumneavoastră v-am spus, dacă aveți mai multă ciocolată, puneți. Și acum lăsăm să se răcească, dragii mei, că ciocolata deasupra se întărește, se răcește, o tăiem și o prezentăm pe farfurie, să vedeți cum arată și înăuntru. Și, dragii mei, dacă doriți, nu e obligatoriu, opțional, puteți să puneți nucă măcinată, puteți să puneți nucă întreg, cum doriți. Dacă vă place, eu o să pun așa mai mari, întregi, așa unde și unde. Voi puneți măcinat și cum vă place. Asta e, fiecare face după cum dorește. Eu am aici nucă
întreagă, o mai rup așa cu mâna, că de aia le-am luat aici așa, ca să pot să pun așa întreg pe ea, uitați așa. Cam atât, nu punem foarte mult, că nu ne place. Aici mai trebuie, mă. Partea aia? Da. Gata. Deci asta ar fi, cam așa arată. Urmează numai să o tăiem și gata, dragii mei. Asta este prăjitura jerbo. Deci, dragii mei, uitați așa arată jebro. Prăjitura noastră, bineînțeles, eu am tăiat marginile, să vede. Și acum tăiem o felie pentru prezentare. Sper că vă place. Deci nu vreți să știți ce bunătate. Noi marginile ne-am bătut pe ea. Acum tai o felie. Eu vreau să tai din partea aia. Da, mami, ca să vadă când tai de da. Aici. Deci o tai o felie așa. Și acum o să tai așa. În trei, nu, mami? E cam mare, mai încoace către mine, mai îngust. Mai îngust. Așa, da. Așa. Da, și mai tai și următoarea. La fel de îngust ca asta. Păi, eu zic că e la fel. Acum nu le măsor eu la milimetru. Așa. Și asta încă o dată în două. Exact. Priviți cât de bine arată. Uitați ce bucată mare. Acum o să pun o... Pui tu, mami, sau pun eu pe farfuria. Uitați, am tăiat o felie, așa arată. Deci nu vreți să simțiți, să gustați, să vedeți ce aromă are. Deci așa ceva n-ați mâncat. Deci e demențial. Încercați, dragii mei, că nu o să vă pare rău. E ceva de vis. Deci a ieșit foarte bun. Foarte gustos, uitați cât îi, eu am tăiat-o niște felioace să fie și bineînțeles, noi marginile deja ați văzut că le-am tăiat, le-am mâncat. Asta vi le-am tăiat așa de prezentare. Deci eu zic că și arată bine, gustul nu-i de discutat, e ceva foarte bun, încercați. Și nu rămâne decât să... E o prăjitură foarte gustoasă, foarte aromată, care merge bine de sărbători, cu ingrediente puține. Vă invităm să încercați rețeta, să ne spuneți dacă vă place. Exact. Sper că v-a plăcut. E o rețetă veche, cum v-am spus. Puteți liniștit să încercați, că nu trebuie foarte multe ingrediente la ea, ați văzut. Și v-am spus, gustul nu se discută. Deci nu rămâne decât să vă spun poftă bună, să notați rețeta, să o faceți de sărbători. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă spunem la revedere. Sper că vă place rețeta. Rămâneți aproape că urmează și alte rețete speciale pentru sărbători. La revedere!